cipcirici, a cipciri. Arată în cât de mult îți place coța fanile. Biggie de boom, shakalaka, Alex Vele a scos piesă nouă, Tiki Taka. Mi-a plăcut clipul când l-am văzut prima oară. Ideea cu păpușa voodoo, schemele cu săritul de pe clădire sau peste mașină, culorile. Dar la o privire mai atentă sunt multe detalii care i-au scăpat lui Iulian Moga. Primul dintre ele mi-a sărit în ochi atunci când ea îl aruncă pe el afară din clădire cu tot cu ușa. Numai că ușa aia nu era acolo înainte cât timp Alex mergea cu spatele. A apărut dintr-o dată. El cade cu ușa și iese și ea după el din clădire, dar probabil că iese prin perete, pentru că în spatele ei nu există un toc din care ar fi sărit ușa aia. Mai mult, sunt niște uși închise. Apoi îl prinde, îl leagă și îl duce undeva. De ce îți place să mă scoți din minți? Doar că în secvența aia nu e ea la volan. Se poate vedea pe niște frame-uri un căpet mic, probabil cu o căciuliță ceva pe el. De fapt știai, dar nu ții minte. De ce nu te mai uiți în noi? Ori n-are cum să fie ea, pentru că părul ei e vâlvoi. De ce nu te mai uiți în ochii mei? Nici tu nu știi ce vrei. Haide, spune pe bune. În plus, în secvența asta se vede pe mașină reflexia băjeților care filmează. De ce nu te mai uiți în ochii mei? Nici tu nu știi ce vrei. Haide, spune pe bune acum. Sigur, nu e imagine clară, dar altceva nu prea are ce să fie. Și nu cred că era atât de greu să fi băgat alea 5 frame-uri în Photoshop sau măcar băieții să se fi îmbrăcat în negru. În fine, mai departe se întâmplă schema aia care îi place mult lui Iulian Moga, coborâtul din mașină din mers. Ai văzut-o și în Din vina ta. Din vina ta, da. De ce te joci? Tiki-taka, E, aici ea se aruncă din mașină și o lasă să se ducă în voia sorții. Bă, dar ce să vezi? Mașina o ia singură, cu mințică, pe potecă. Apoi Velea iese din apă. Ud, evident. Doar că atunci când ea vine și îl recuperează, el nu mai este ud. Hai că nu ți-ai dat seama după culori, dar nici măcar un fir din praful ăla nu se lipește de el. Acum, mi-ați dat mesaje și am citit și în comentariile piesei Tiki Taka de pe YouTube că videoclipul seamănă cu TKO de la Justin Timberlake. E adevărat că aduce. De exemplu, culorile nesaturate sau schema cu mașina. Dar asemănarea explică greșelile lui Iulian Moga din clipul lui Velea. De fapt, nu sunt greșeli. A încercat să reproducă fidel clipul lui Justin. Acolo el se ceartă cu iubita, iar ea aruncă bolul cu salată. În cadrul următor, pe sistemul faceți dragoste, nu război, Justin, ca un nebun ce e, o urcă pe masă. Și acolo ce să vezi? Bolul cu salată. Păi ce a zis Justin, boss? Ce faci fără în salata? Las că-ți dau eu ciuperci! Care bol cu salată ajunge pe colțul mesei în timp ce Justin și iubita iau desertul. Hey.
dar în cadrul următor e iar lângă ei, iar Justin îl împinge spre colț, acolo unde era de fapt înainte. Și ca să fie treaba bună, în cadrul următor, bolul dispare de tot. Deci putem să facem și noi clipuri exact ca în state, nu? Bravo, Ilia Moga, bravo, bravo! Revenim puțin la piesa lui Alex Velea. Nu e de mirare că iubita îi face vudu și-l aruncă în gârlă cu mașină. Baby, nu e treaba mea să aud tot ce e în capul tău. Baby, nu e treaba mea să aud tot ce e în capul tău. Baby, nu e treaba mea să aud tot ce e în capul tău. Zi asta unei femei când vă certați. Încercați cu iubitele voastre. Dacă-s nebune ca în clip, vor arunca după voi cu o vază sau poate că o să vă lege de mașină. Dacă-s normale, vor intra pe Facebook sau pe WhatsApp, acolo unde există cel puțin unul care ascultă tot ce e în capul lor și le dă sfaturi și le înțelege. Ca așa-s toți bărbații până la început. Piesa pe care o pun pe repeat vine de la Kygo și se numește Stole the Show. At least we stole the show. At least we stole the show. Poliția muzicii se oprește aici, vă mulțumesc pentru sugestiile voastre și le aștept în continuare pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.